Doctor profesor universitar Mănică Virgil a venit tocmai din Boston pentru a da o mână de ajutor medicilor suceveni, acesta având mai multe proiecte ce dorește să le implementeze în practica medicală suceveană. Folosirea celor atraumatice pentru anestezia rachidiană este unul dintre aceste proiecte, utilizarea lor reducând semnificativ posibilele leziuni apărute în urma efectuării unei astfel de anestezii. Sunt câteva lucruri pe care am spus dacă tendința pe care o avem este foarte pozitivă, am vrea să vedem dacă putem să extindem raza acțiunilor noastre și, bineînțeles, să continuăm pe linia asta. Să fim siguri, și am vorbit atât cu domnul manager și cu domnul doctor Stănescu, folosința acelor atraumatice, și am menționat asta cred că și anul trecut și acum 2 ani de zile, pentru anestezie rachidiene, pentru că e păcat dacă avem aceste numere sau să ne apropiem cât mai mult de 100% sau în jur de 90% și ceva, la noi incidența este de 99,2% a anesteziei rachidiene, însă noi folosim ace atraumatice care reduc semnificativ incidența cefaleei post-puncție lombară. Deci nu vrem să creăm o altă problemă, să avem acum paciente care nasc numai cu anestezie rachidiană, dar în același timp au cefalee și să plâng, ceea ce crește costul spitalizării, crește durata spitalizării, deci rezolvăm o problemă și creăm o altă problemă în același timp. Deci e un lucru foarte simplu și care, zic că este foarte important, folosința acestor ace, care poate sunt un pic mai scumpe, dar în termen lung este un avantaj pentru că nu sunt probleme. Analgezia peridurală în traval este o altă metodă de lucru pe care doctorul Mănică Virgil dorește să o implementeze, deoarece, în acest fel, în condițiile în care tehnicile sunt respectate, actul nașterii poate decurge fără probleme, mama neavând niciun fel de durere. Un alt proiect de viitor este, cum spunea și domnul doctor, analgezia la nașterea naturală. Și e foarte interesant, am avut o discuție astăzi de dimineață, pentru că una dintre colegele obstetricene am primit un telefon că este o pacientă care acum 2 ani de zile am încercat să arătăm colegilor de aici cum se fac analgeziile peridurale în travaliu și i-am pus o combinație rahiperii în travaliu, era travaliu destul de avansat, a fost confortabilă și fără durere în 2-3 minute, a născut fără niciun fel de probleme, foarte confortabilă și a avut o experiență extraordinar de plăcută. Culmea este că această doamnă a auzit cumva că sunt aici și domnule doctor poate să confirme, au primit un telefon că ele vor să vină pentru că au auzit că sunt aici și vor din nou peridurală. Deci este iarăși legat de satisfacția pacientelor și cred că este extraordinar de important lucrul ăsta de subliniat, experiența lor și faptul că pot naște fără durere. Și când managementul peridural este făcut ca lumea, nu sunt complicații, absolut nu este nicio șansă de a crește incidența cezarienelor cu o peridurală, dar pacientele pot să nască fără dureri și în moduri și atât în faza a doua de travaliu făcut foarte bine și copilul poate să nască foarte bine. Mai mult decât atât, același doctor de prestigiu își dorește ca administrarea antibioticilor să aibă loc înainte clamperii cordonului umbilical, această metodă reducând rata de infecție nosocomială. Noi avem de foarte mulți ani de zile un protocol de antibioprofilaxie precezariană, pericezariană să zic. Am schimbat ceea ce am făcut mulți ani de zile, care se făcea mulți ani de zile, administrarea antibioticelor după clamparea cordului umbilical. Toate studiile au arătat că dacă se administrează antibioticele înainte de incizia chirurgicală, așa cum se face și doamnele doctor poate să confirme pentru orice fel de altă chirurgie neobstetricală, avantajele sunt că se reduce rata de infecție nosocomială și în același timp folosirea unui protocol a unor antibiotice simple, nu de generație foarte avansată, care permit evitarea rezistenței la niște antibiotice foarte complicate sau foarte scumpe, care după aceea în condiții în care ai într-adevăr o infecție complicată, nu poți să o mai tratezi.
când folosirea unui protocol ajută foarte mult la treaba asta. Practicile medicale din Spitalul Sfânt Ioan cel Nou din Suceava vor fi cu mult îmbunătățite, mai ales că inițiativele profesorului universitar Mănică Virgil au încântat personalul medical sucevean.